Cum erau derbiurile cu United, apropo? Uite, mă așteptam să fie mai intense, încrâncenate până într-un punct, dar am simțit un derby adevărat mai mult când am plecat la Sunderland și am avut Sunderland Newcastle. Mi se păreau mult mai așa mai mai puternice, dar și mult mai înrăite. Nu a fost așa o... ok, era echipa orașului. Poate United de multe ori nu te trata cu oarecare importanță, pentru că ei aveau deja o superioritate aparte. Da, era o perioadă foarte bună pentru ei și mai puțin bună pentru City atunci. Exact. Adică cumva, na, ei nu erau așa de curioși de tine, tu cumva încercai să te ridici la un nivel de genul ăla, dar am cam dominat. Cel puțin primul an au fost niște victorii categorice, în al doilea an cumva au strâns rândurile și nu prea mai câștigat. După aia s-au mai schimbat lucrurile. Acum, de dovadă, există ceva, dar nu văd, uite, de asta spuneam, Sunderland Newcastle, derby County Forest. Iarăși, niște altfel de derby-uri care cumva vezi în râine. Da, poate că atunci când sunt echipele mai mici, mai multă... Da, exact. Dar aici, cumva, mai mult ok, un derby local, să spun. Da. Cum e Panty să câștigi o finală pe Wembley? Dacă nu mă știu, cred că au fost vreo 85.000 de oameni în tribune atunci. Titular? Mă, o chestie, nu știu, o chestie senzațională, dar ți-am spus, în momentele alea nu prea realizezi, dar îți dai seama, uite, cum am uitat la imagini, îți dai seama, da, uite, vezi, sunt lucruri cu care, în momentul de față, ok, pot să mă mândresc liniștit, deci, dar chestia aparte, dar în momentul în care eram acolo, erau normale. Uite, mă uitam la declarațiile unor jucători care acum au câștigat la Real Madrid, care acum au câștigat Champions League, și se uitau la ceilalți și zic, bă, ăștia nici nu se mai bucură, știi? E complicat să câștigi 6 Ligi ale Campionilor. Ai văzut? Știi, dar, da, cumva toată lumea era focusată pe așa ceva, totul despre a câștiga. Erau, într-adevăr, începuse să devină așa o tragedie dacă se făcea un egal, dacă se pierdea, cumva mindset-ul era pentru a câștiga ceva. Și te face să te simți puternic, te face să te simți campion, plus că ai jucători care îți dau tot timpul energia respectivă și calitatea necesară pentru a ajunge în finale. Mișto petrecerile de titlu? Da. Petrecerile de, cum zic, Christmas party, pentru că erau, e o tradiție și toată lumea, cumva, începând de la corporații până la, nu știu, cluburi de fotbal sau așa, toată lumea trebuie să aibă chestia asta. Le-am învățat și eu. Acum, ok, am devenit mai mult, să zic, british, că na, sunt și cetățean și așa mai departe. Acum le-am învățat, dar la început, ciudat. Și uite, chestiile astea, mers în vacanță separat, soțiile merg într-o parte, bărbații și în altă parte. Da? Prima vacanță. A doua vine la pachet cu familia. Da, sunt niște chestii pe care la început... Adică între colegi se făcea, plecau ca și colegi? Da, care erau apropiați sau prieteni, plecau. Și plecau doar ei? Da. Asta e o chestie foarte rea, nu știu ce să zic. Sunt convins că nu e rea. Exact. Tu ai fost? Adică... Nu, eu n-am fost niciodată. Nu, pentru mine nu. Dar erau, adică cel puțin englezii făceau chestia, pentru noi erau cumva cei străini, ne uitându-ne la... Voi nu înțelegeți ce pățim noi acasă dacă plecăm singuri. Da, exact. Păi și zic, mă, dar cum? Păi, ce, e o chestie normală, că avem și noi timp. Bun, dacă puteți să faceți asta, succes, nu știu ce să zic. Dar, da, pentru noi era așa... În schimb, uite, n-am avut obișnuiți din țară, nu erau foarte multe interacțiuni între colegi. Fiecare era cumva cu familia lui, veneai, îți petreceai timpul la bază, dar nu erau legăturile astea și în afara terenului neapărat, pentru că fiecare cumva își aducea apropiați, la familie până prieteni și așa mai departe. Mi-aduc aminte, cei care erau sud-americani aveau, nu știu, undeva la vreo 5-6 oameni tot timpul lângă ei, știi? Da. Aveau, okay. Uite, Tevez avea chestia asta, Aguero avea chestia asta, erau câțiva care cumva încercau să-și aducă persoanele apropiate să fie cu ei. Da, nu e ușor, da, pleci din celălalt capăt al lumii, adică, da. Cum decizi să pleci la Sunderland? Ți se pleci liber de contract, tu, la Sunderland? Termin cei 3 ani de zile, da, nu mai am... În fiecare an eu cumva încercam să manifest dorința de a pleca, știi, da? Dar ți-am zis, uite, cum mi-a zis în primul moment Mancini, să nu vii la mine să-ți dau drumul, pentru că nu o să se întâmple chestia asta. Cumva, deja era o dorință asta
vreau să joc, vreau să joc. Era, okay, era și echipa națională, știam că pot mai mult, vreau și eu să am meciuri regulate în campionat, să simt și eu campionatul mai mult. Sunderland, iarăși tot așa, eu n-am mai vrut să rămân în Anglia. O chestie, uite, pe care n-am mai spus-o. Vreau cumva să schimb țara, eram atât de saturat, vreau să schimb țara. Și mi-aduc aminte că m-a sunat agentul meu și tot îmi spunea, băi, uite, există interes foarte mare de la Sunderland. Și zic, mă, Sunderland, mai fusesem acolo și am jucat contra lor. Să-i seama, Sunderland de undeva la mare, frig, vânt, zilnic, nu era o echipă, dar nu înțelegeam cumva cât de importantă și ce istorie are clubul în Anglia. Pentru că, dacă, uite, dacă zici Sunderland, echipele astea care sunt tipic british, nu-ți dai seama cât de mari sunt din afară, știi? Și zic, mă, stadionul prinde fiecare dată, oamenii trăiesc numai pentru fotbal, condiții foarte bune. Baza pe care am avut-o noi la Sunderland a fost la bază de pregătire a Naționalei Angliei. Cumva ei își făceau campurile acolo până să aibă St. George's. Sunt lucruri bune și zic, mă, nu mai vreau, vreau să ies de aici. Și zic, mă, da, cred că s-a insistat foarte mult. Mi-aduc aminte, era antrenor Gustav Poie, care tot așa mă sunase, vino, vino, vino. Și zic, mă, da, într-un final decidem, ok, merg acolo și așa mai departe. Mi-a fost greu în prima parte, pentru că veneam de la o echipă care era o chestie normală să câștige. Asta vreau să te întreb. Cum e să pleci de la o echipă care trebuie să câștige neapărat titlul, la o echipă care trebuie să se salveze de la retrogradare, în principiu? Exact, exact. Să știi că mi-a fost greu. Mi-a fost greu pentru că, uite, am avut primele luni în care nu m-am regăsit. De asta nici dacă te uiți la istoric, primele etape nu le-am jucat. Da, da. Nu le-am jucat pentru că, pur și simplu, nu mă regăseam. Adică venisem și eu cu un aer de superioritate. Credeam că lucrurile cumva se întâmplă natural, dar nu era așa, adică era cu totul altă mentalitate,